Bună dimineața, dragi elevi! Mă bucur tare mult că sunt cu voi în această dimineață. Eu sunt Raluca Mihaela Diaconu, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Carol I din Craiova. Astăzi vom discuta despre verbele copulative, nu înainte însă de a vă prezenta competențele vizate. Competența generală presupune utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. Competențele specifice din programa școlară sunt următoarele. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea clară și precisă a intențiilor comunicative complexe. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare corectă, dar și dezvoltarea gândirii logice și analogice prin valorificarea competenței lingvistice în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Vom începe prin a stabili ceea ce ne propunem. Bineînțeles, urmărim prezentarea teoretică a verbelor copulative, identificarea acestora în diverse construcții, diferențierea verbelor copulative de cele predicative și, normal, realizarea unor exerciții. Trebuie să ne amintim și vom începe cu definiția verbului. Verbul, după cum știți, este partea de vorbire flexibilă care arată acțiunea, starea sau existența. Iată câteva exemple prin care noi demonstrăm că această parte de vorbire arată acțiunea, starea sau existența. Ionel aleargă prin parc. Maria stătea pe fotoliu, copilul vesel se află în parc. Iată că aceste cuvinte subliniate exprimă acțiunea, starea sau existența. De asemenea, după cum știm, verbul poate fi împărțit în verbe predicative, cele care alcătuiesc singure predicat când au categoria modului. Am cumpărat o carte de colorat. Recunoașteți modul indicativ al cuvântului subliniat. Mergi la școală. Modul imperativ pentru că arată un ordin, o poruncă. Aș fi scris o poveste de Crăciun. Recunoaștem de asemenea modul condițional optativ. Iar în ultimul exemplu, vreau să citesc. Iată că avem subliniat să citesc, verbul să citesc, care este la modul conjunctiv. Și de asemenea, verbele pot fi nepredicative, adică este vorba despre acele verbe care nu au capacitatea de a forma singure predicat. În această categorie încadrăm verbele auxiliare, cele trei verbe despre care știți, a fi, a avea și a vrea, dar și verbele copulative, despre care vom afla astăzi tainele lor, o lecție care se folosește atât de elevii claselor a șaptea, dar și de elevii claselor a opta, care se pregătesc temeinic pentru evaluarea națională. Să-i dăm drumul! Vom descoperi ce este verbul, însă trebuie să răspundem unor provocări. Prima provocare. Indică verbul folosit în propozițiile de mai jos. Bineînțeles, în exemplu, Ștefan este elev, subliniem, este. Maria pare veselă, pare. Ion a rămas supărat, a rămas. Iată verbele subliniate pentru aceste propoziții. Însă mai avem o provocare. Crezi că se pot îndepărta cuvintele ce urmează după verbele subliniate? Este vorba de cuvântul elev, veselă și supărat. Evident, copii, dacă le îndepărtăm, vom obține aceste structuri. Ștefan este, Maria pare, Ion a rămas. Cred că aceste enunțuri își pierd sensul dacă înlăturăm cuvintele scrise colorat, adică elev, veselă și supărat. Astfel, aflăm că verbul a fi, a părea și a rămâne din aceste enunțuri, în acest context, este un verb copulativ care necesită obligatoriu existența acestor cuvinte pe care le-am marcat colorat pentru a putea forma un predicat nominal. Așadar, enunțul potrivit va fi Ștefan este elev, Maria pare veselă, Ion a rămas supărat. Verbele copulative nu au sens de sine stătător, fiind verbe nepredicative. Acestea cer obligatoriu un nume predicativ pentru ca enunțul să aibă sens. Când au categoria modului, formează predicatul nominal împreună cu un nume predicativ. De asemenea, tot verbele copulative fac legătura dintre subiect și numele predicativ. Iată un exemplu. Copilul este harnic. Recunoaștem subiectul. Cine este harnic? Copilul. Recunoaștem subiectul copilul. Cum este copilul? Este harnic. Și am ajuns să aflăm că predicatul nominal este format din verbul copulativ a fi în acest enunț, care obligatoriu este urmat de un nume predicativ
pentru ca enunțul să aibă sens. Despre numele predicativ, în situația noastră, adjectivul harnic, aflăm că intră într-o relație ternară cu subiectul, pentru că arată cum este subiectul, dar este cerut obligatoriu de verbul copulativ. Verbe copulative sunt mai puține decât verbele predicative, al căror număr nu-l putem stabili. Așadar, în slide-urile care urmează, vom afla care sunt verbele copulative și situațiile în care acestea au această valoare. Verbul a deveni este întotdeauna copulativ. Cerul a devenit cenușiu. Băiatul a devenit scriitor. Observăm că verbul a deveni este copulativ, împreună cu numele predicativ cenușiu formează un predicat nominal. Băiatul a devenit scriitor. A devenit este verbul copulativ, alături de numele predicativ scriitor, formează un predicat nominal. De asemenea, verbele a se face, a ajunge, a ieși, sunt verbe copulative când se înlocuiesc cu a deveni. Iată câteva exemple. Tata s-a făcut inginer. Tata a devenit inginer. Mihai a ajuns doctor. Mihai a devenit doctor. După facultate, Mihai a ieșit doctor. Adică putem înlocui Mihai a devenit doctor și recunoaștem în fiecare exemplu că avem un predicat nominal format din verbul copulativ a fi, a ajunge și a ieși, urmate de un nume predicativ pentru ca sensul să fie deplin. De asemenea, verbul a fi este copulativ când nu se poate înlocui cu verbele a se afla, a exista, a proveni, a costa, a se întâmpla, a avea loc, a sta. Sau când nu este auxiliar, ca în exemplele să fi citit, recunoaștem că ajută la formarea modului conjunctiv timpul perfect. Voi fi scris. De asemenea, verbul a fi este aici auxiliar pentru că ajută la formarea modului indicativ timpul viitor anterior. Și aș fi scris, recunoaștem modul condițional optativ timpul perfect. În exemplele, pădurea era deasă și răcoroasă, verbul a fi este copulativ, pentru că nu pot să zic pădurea exista deasă și răcoroasă sau provine deasă și răcoroasă. Verbul a fi este verb copulativ, iar deasă și răcoroasă este un nume predicativ multiplu. Și împreună formează un predicat nominal. Prietenul meu este Mihai. De asemenea, verbul a fi este copulativ, iar Mihai este un nume predicativ. Avem un exemplu. Era deasă și răcoroasă, este un predicat nominal format din verbul copulativ a fi și numele predicativ multiplu deasă și răcoroasă. Verbul apărea este un verb copulativ când are sensul verbului a fi și când în propoziție există un subiect. În exemplul, băiatul pare palid, putem înlocui cu verbul copulativ a fi băiatul este palid, dar recunoaștem și că acțiunea este făcută de subiectul care este o persoană. Sau ei păreau supărați, recunoaștem că acțiunea este făcută de subiectul ei, adică propoziția noastră are subiect. Verbul a părea este verb copulativ care alături de numele predicativ supărați formează un predicat nominal. Pare palid. Este un predicat nominal format din verbul copulativ apărea și numele predicativ palid. Un alt verb copulativ, în anumite contexte, bineînțeles, este verbul a însemna. Acesta își păstrează valoarea copulativă când nu are sensul de a nota sau când are sensul copulativ al verbului a fi. Să vedem și un exemplu. Prietenia înseamnă loialitate. Prietenia este loialitate. Munca înseamnă cheia reușitei. Munca este cheia reușitei sau munca reprezintă cheia reușitei. Nu putem înlocui dragilor cu verbul a nota. Prietenia notează loialitate. Așadar, în aceste exemple, verbul a însemna este copulativ. Un alt verb copulativ este a rămâne când are sensul de a-și păstra calitățile sau însușirile sau când are sensul copulativ al verbului a fi. Iată și un exemplu. Bunicul a rămas neschimbat. Bunicul este neschimbat. A rămas neschimbat este un predicat nominal format din verbul copulativ a rămâne și numele predicativ neschimbat.
De foarte multe ori apar confuzii în a stabili valoarea predicativă sau valoarea copulativă a anumitor verbe. Despre verbul a deveni, am aflat că este prin excelență copulativ. Acesta întotdeauna va fi copulativ, niciodată nu va crea vreo problemă când trebuie să identificăm valoarea. Însă, celelalte verbe, a fi, despre care am aflat că poate fi și auxiliar, a rămâne, a ajunge, a ieși, a părea, a însemna, pot avea în funcție de context valoare predicativă sau valoare copulativă. În slide-urile care urmează vom încerca să evidențiem aceste valori pentru a nu mai crea niciodată confuzii. Vă rog să fiți atenți la explicații, la exemple și totul va fi foarte bine. Niciodată nu veți mai greși. Să evităm confuziile. Verbul a deveni, după cum am spus, este întotdeauna copulativ. Băiatul a deveni responsabil. Observăm. Verbul a deveni este copulativ. Solicită obligatoriu existența unui nume predicativ pentru ca sensul să fie deplin. Și pentru a avea capacitatea de a forma un predicat nominal. Un alt verb care poate avea atât valoare predicativă cât și valoare copulativă în funcție de context este verbul a se face. În primul exemplu, s-a făcut mâncarea, s-a pregătit mâncarea sau este gata mâncarea. Observăm că are valoare predicativă. Pe când, în cel de-al doilea exemplu, băiatul se face inginer, putem înlocui verbul a se face cu verbul a deveni, băiatul devine inginer și observăm valoarea de verb copulativ. De asemenea, următorul verb, care tot două valori poate să aibă în funcție de context, este verbul a ajunge. Reținem, dragilor, că pentru a evidenția valoarea predicativă a verbului a ajunge, trebuie să fim un pic atenți dacă este determinat de un circumstanțial de loc. Mihai a ajuns în clasă. Unde a ajuns Mihai? În clasă. Iată că observăm aici existența unui circumstanțial de loc. L-am descoperit punând întrebarea unde și atunci verbul a ajunge arată mișcarea, arată destinația. Și este un verb predicativ care îndeplinește, bineînțeles, funcție sintactică de predicat verbal. În cel de-al doilea exemplu, băiatul a ajuns inginer. Înlocuim verbul a ajunge cu a deveni și stabilim valoarea de verb copulativ a verbului a ajunge. Observăm că nu este urmat de vreun circumstanțial deloc, ci de un nume predicativ. Și verbul copulativ împreună cu acest nume predicativ formează predicatul nominal. Un alt verb este a ieși, care de asemenea, în exemplul Mihai a ieșit din încăpere, are valoare predicativă. Observăm că este determinat tot de un circumstanțial de loc, de unde a ieșit Mihai din încăpere. Și atunci, Mihai a ieșit, verbul a ieșit este un verb predicativ. În cel de-al doilea exemplu, după ce a terminat studiile, băiatul a ieșit inginer, observăm că putem înlocui verbul a ieși cu a deveni, după ce a terminat studiile, băiatul a devenit inginer. Și atunci stabilim valoarea de verb copulativ. Dragilor, verbul a fi este verb predicativ când arată existența și este determinat de un circumstanțial de loc. Frecvent fiind sinonim cu verbul a exista, a se afla, a se găsi, a proveni, a merge. Iată, în primul exemplu, cartea este pe masă. Cartea se află pe masă. Cartea se află pe masă. Putem înlocui. Bunica este din Tulcea. Putem înlocui cu bunica provine din Tulcea. În vacanța de vară am fost la bunici. În vacanța de vară am mers la bunici. E o scorbură în copac. Se află o scorbură în copac. Am înlocuit cu sinonimele de mai sus pentru a observa că în acest context sau în aceste contexte verbul a fi este predicativ. De asemenea, verbul a fi este predicativ când arată o derulare în timp a acțiunii și este determinat frecvent de un circumstanțial de timp, fiind sinonim cu a se întâmpla, a se produce, a se desfășura sau a dura. Iată un exemplu. Bătălia de la Călugăreni a fost în 1595. Putem spune că bătălia de la Călugăreni s-a petrecut sau s-a întâmplat. S-a întâmplat. Pauza este de 10 minute. Pauza durează. Durează 10 minute. Competiția va fi peste 2 săptămâni.
cum am putea să spunem? Competiția se va desfășura peste 2 săptămâni. Se va desfășura. Iată că în fiecare situație am demonstrat că verbul a fi poate fi sinonim cu un alt verb pentru a-i evidenția valoarea predicativă. De asemenea, verbul a fi este predicativ când are sensul verbelor a costa, a valora. Plușul a fost 10 lei. Plușul a costat 10 lei. Plușul a costat 10 lei, iată valoarea predicativă, dar și când este urmat de substantive care denumesc unități de timp, stări, emoții, senzații, fenomene ale naturii. E decembrie, e dimineață, mi-e sete, mi-e somn, mi-e teamă, e soare, e ploaie. În aceste contexte, verbul a fi este verb predicativ cu funcție sintactică de predicat verbal, iar cuvintele decembrie, decembrie, dimineață, sete, somn, teamă, soare, ploaie, sunt substantive care îndeplinesc funcție sintactică de subiect. De asemenea, trebuie să-i demonstrăm și valoarea copulativă a verbului a fi. Acesta este verb copulativ când nu se poate înlocui evident cu verbele a se afla, a exista, a proveni, a costa, a se întâmpla, a avea loc. Fetița e fericită. Fulgii sunt fluturi albi ce se joacă. Fularul este albastru. Copilăria este o perioadă frumoasă, iarna e anotimpul poveștilor. În fiecare dintre aceste exemple observăm că verbul copulativ este însoțit de un nume predicativ cu care formează un predicat nominal. Pentru ca enunțul să aibă sens. De aceea verbul copulativ solicită obligatoriu existența unui cuvânt ca să întregească sensul. Alte verbe care pot avea valoare predicativă și copulativă în funcție de context sunt verbele a părea, a însemna și a rămâne. Iată câteva exemple. Părea că va ninge. Observăm valoarea de verb predicativ pentru că acțiunea nu este făcută de o persoană. În exemplul al doilea, băiatul părea curios, verbul a părea este copulativ, iar acțiunea este făcută de către subiectul băiatul. A însemna este verb predicativ când are sensul de a nota și a însemnat tema cu pixul și a notat și a scris tema cu pixul. Succesul înseamnă efort. Observăm valoarea de verb copulativ pentru că nu putem spune succesul a notat efort. Un alt verb copulativ, dar și predicativ în funcție de context, este verbul a rămâne. Bunicul a rămas în satul lui. Bunicul este în satul lui și observăm existența circumstanțialului de loc, în cazul nostru substantivul satul precedat de prepoziția în. Bunicul a rămas povestitor neîntrecut, este un verb copulativ pentru că nu și-a schimbat calitățile. Haideți să aplicăm ce am învățat. Subliniază cu o linie verbele predicative și colorează verbele copulative din următorul text. Când am trecut în clasa a 5-a, aveam impresia că nu ne cunoaște nimeni și că vom putea să facem orice dorim. Doi băieți din clasa noastră erau mai jucăuși și alergau în pauză prin toată școala. Ei păreau spiriduși puși pe glume. La un moment dat, unul s-a ascuns după un colț al coridorului ca să nu-l găsească prietenul său. Ar fi vrut să devină invizibil, să ajungă un vrăjitor atotputernic și să nu-l fi văzut nimeni. Numai că profesorul era tocmai directorul, care a râs, dar l-a și avertizat că școala nu înseamnă un joc de avați ascunsele. Am avut de sublinia verbele predicative și să colorăm verbele copulative. Iată o variantă de răspuns. Am subliniat cu negru verbele predicative, respectiv am trecut, aveam, nu cunoaște, vom putea, să facem, dorim, alergau, s-a ascuns, să nu fi văzut, să nu găsească, ar fi vrut, a râs, a avertizat, toate aceste verbe predicative fiind predicate verbale. Și am colorat cu albastru verbele copulative. Erau, păreau, să devină, să ajungă, nu înseamnă, despre care am aflat că trebuie să fie însoțite obligatoriu de un nume predicativ pentru a fi predicate. În cazul nostru, numele predicative sunt mai jucăuși, spiriduși, un joc, invizibil, un vrăjitor și sper să nu fi sărit vreunul. Un alt exercițiu pe care vi-l propun este următorul. Menționează prin bifare
felul verbelor predicative sau copulative din enunțurile următoare. Ionel este din Franța. Evident, putem spune Ionel provine din Franța și recunoaștem valoarea predicativă a verbului. Băiatul pare uimit de întâmplare. Băiatul este uimit de întâmplare, valoare copulativă. Mi-am însemnat tema în carnețel. Mi-am notat tema în carnețel și observăm valoarea predicativă. Ploaia a fost rece. Iată, ploaia a fost rece, verbul a fi în acest context este copulativ. Maria a rămas în casă, observăm că este un circumstanțial de loc după verbul a rămâne și recunoaștem valoarea predicativă. Iar în ultimul exemplu, copilul rămâne surprins de cadoul primit, verbul a rămâne este copulativ. Alcătuiește propoziții astfel încât să evidențiați diferite valori morfologice ale următoarelor verbe. A deveni, a ieși și a ajunge. Verbul copulativ, Alexandru a devenit arhitect. Verb predicativ, ele au ieșit în parc și verb copulativ, ei au ieșit medici renumiți. Verb predicativ, de la ajunge, trenul a ajuns la destinație la ora stabilită și verb copulativ, Matei a ajuns un pompier curajos. Și un ultim exercițiu pe care vi-l propun copii are următoarea cerință. Identifică enunțul care conține un predicat nominal, menționând din ce este format. Trandafirica a ajuns popă în satul lui Butucani. Deasupra patului este un tablou cu un peisaj de iarnă. Iată, răspunsul corect este, bineînțeles, A. Și ca să terminăm așa drăguț, v-am dat și o temă. Descrie în 10-15 rânduri un peisaj de iarnă în care să folosești atât verbe copulative cât și verbe predicative și iată și o imagine care să vă inspire. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc spor în tot ceea ce v-ați propus și să luăm numai note de 10.